O dau la pace! Putin a fost de acord. Informația serii de la Kremlin. Vor să o dea în sfârșit la pace, iar Vladimir Putin a fost de acord. Ultimele detalii sunt puse la punct chiar acum, iar o întâlnire este deja programată. O dau la pace, iar președintele Vladimir Putin a fost de acord. Informația a fost făcută publică de Kremlin. Sursa citată anunță că președintele Vladimir Putin a acceptat propunerea făcută și urmează să se deplaseze la Teheran. Acolo, liderul de la Moscova urmează să se întâlnească cu omologul său, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, dar și cu președintele Iranului, Ibrahim Raisi, în cadrul formatului Astana al discuțiilor legate de Siria, anunță Kremlinul. Vladimir Putin merge la întâlnirea de la Teheran. Menționăm faptul că acest lucru nu este o noutate. În condițiile în care încă din data de 12 iulie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, anunța că Vladimir Putin va purta discuții pe 19 iulie cu președintele turc Recep Tayyip Erdogan și cu cel iranian Ibrahim Raisi. Totodată, oficialul rus a mai subliniat atunci și faptul că întreaga călătorie este în curs de preăgire la momentul actual. Scopul este promovarea soluției siriene, adăuga Peskov. Da, putem confirma acest lucru. Într-adevăr, călătoria președintelui la Teheran este în curs de pregătire. Va avea loc o reuniune a șefilor de state garanții ai procesului de la Astana pentru promovarea soluției siriene. Și, într-adevăr, va avea loc o întâlnire între Putin, Raisi și Erdogan. În plus față de întâlnirea trilaterală, desigur, vor fi contacte la nivel înalt între Putin și Erdogan, iar această întâlnire va avea loc exact acolo, a declarat Pescov, potrivit agenției Interfax.